spuneți-mi când și cum a luat ființă acest monument istoric. Acest așezământ în care se află biserica pe care o vedem a luat ființă la 1613 prin zidirea bisericii cu hramul Sfinții Petru și Pavel de către ctitorul ei Ioan Ursu Bărboi între anii 1613-1615, spun documentele vremii. Mai târziu, după câțiva zeci de ani, 1669, o ridică la rang de mănăstire, zestrând-o cu multe danii și cu terenuri, pentru ca mănăstirea să poată să existe, să întrețină. A închinat o mănăstire Vatopedrui, deci fiind mănăstire închinată, așa după cum, ca drept mărturie, avem icoana aceasta a hramului mănăstirii Vatopedrui din muntele Athos, așezată la intrare în biserică, chiar sub bolta pridvorului. Așadar, putem spune că punct de plecare a acestui așezământ, secolul 17, în începutul secolului al 17-lea, prin Ioan Ursu Bărboi, cel care sigur îl pomenim și astăzi ca primul ctitor. Mai târziu, așadar, acest Ioan Ursu Bărboi, cu familia, vrednica familie Sturza, o vedea că descendenții lui au avut grijă ca această biserica lui, care subziste până la cutremurul din 1829, să fie întreținută, să fie îngrijită, și după care, datorită vremilor, datorită incendiilor, datorită cutremurilor care au fost, tot ceea ce știm că trece un monument, o biserică, așa ca și omul, care la început e sănătos, e vigoros și după aceea, sigur, înaintând în viață tot mai mult, se șubrezește. Așa este și viața monumentelor. Atunci, la 1841, 41 și 43, Dimitrie Sturza, deci din același viță, aceeași rădăcină, o reface din nou, pentru că aceea a lui Ioan Ursu Bărboi, care arăta altfel, era o biserică în stil moldovenesc, cu turnă pe înaos, nu se mai putea sluji într-însa, pentru că devenise totul un pericol pentru întreținerea, pentru oficierea slujbelor. Așadar, biserica pe care o avem în față, ea are o continuitate. Așezământul despre care m-ați spus dumneavoastră, el își începe viața în secolul 17 și continuă și acum, pentru că între 1841-1843 se reface din nou, din temelie, și se ctitorește, se rezidește biserica pe care o avem în față, în care mulți care au vizitat-o, oamenii care au studiat, mai mult au cercetat, spune că aceasta ar fi o biserică atonită aici, la noi în Moldova, cât păstrează multe caracteristici ale bisericilor atonite. Cel care a proiectat biserica a fost arhitectul Andrei Caridis, ajutat de Ilie și Gheorghe din provincia Sisani, arhitect care a stat aici și a asistat la lucrări, și să spunem că s-a construit actuala biserică într-o perioadă cam cum e acum, nu prea o perioadă de glorie, o perioadă în care sigur erau fonduri, erau de toate și sigur se construiau ușor. Dacă vom cerceta documentele și umbla la arhivă, vom vedea cât de greu s-a construit, s-a zidit biserica, și așa am mintit doar numai faptul că nu era apă pentru zidirea, pentru construirea, pentru zidirea ei. Se ducea apă de la Golia,
și în istoria aducțiunii apei în orașul Iași găsim acolo omenit, amintit că și aici foarte greu duceau lipsă pentru că se aducea cu sacaua apă de la Golea și deci erau destule greutăți. Asta pe de o parte erau și de celelalte de ordin financiar și cu toate acestea, dragostea și râvna descendenților lui Ion Ursu-Bărube pentru a avea un monument, o biserică frumoasă, pe măsura credinței lor și a dragostelor față de biserică și neam, a făcut totuși să ctitorească această biserică, pe care sigur o admirăm foarte mult, începând cu arhitectura ei, care se pare sigur că păstrează întru tot, așa cum am spus, arhitectura bisericilor din Muntele Athos, apoi zona aici, pentru că aici era în departe de centrul orașului Iași. Ceea ce frumusețea arhitecturală care încântă foarte mult privirea oricărui pelerin sau oricărui credincios sau turist sau cel care, sigur, poate pentru prima dată a intrat aici în biserică. Ceea ce trebuie să mai amintesc e că ea a jucat un rol cultural în viața Iașului și aici să nu uităm că au luat ființă prima casă de lectură sau pe bibliotecă prin donația de 5.000 de volume pe care a făcut-o Nicolae Iorga și apoi aici a luat prima școală, la ființă prima școală de fete din orașul Iași, unde se prin Elena Doamnă, prin cea care conducea școala la început și în care se preda broderia, lucru manual, desenul. Așadar, grosomodă, vedem că a jucat un rol deosebit în viața Iașului nostru, viața culturală a Iașului nostru, viața religioasă. Ca să nu mai vorbim de acel pelerinaj care îl avem și astăzi și l-am renodat în 1990, el fiind întrerupt în 1947, acel pelerinaj care e aici, făcea să se adune școlile din Iași, Liceul Negruții, Liceul Sadoveanu, școala, Liceul Ortodox și aici era o mare sărbătoare în Sâmbăta Florilor, în Ziua Florilor, unde era un pelerinaj frumos prin centrul orașului, mergându-se la catedrală, deci ea a avut și în cursul istoriei un rol în tot ceea ce înseamnă păstrarea sentimentului atât a celui religios cât cel cultural, dar și patriotic, pentru că întâlnindu-se aici la acea mare sărbătoare, profesori, intelectuali, aici se mai puneau la cale și diferite planuri și așa cum să dezvolte și mai mult orașul și să fie cât de bine ieșenilor. De aceea și faptul că primăria comunei Iași, cum era atunci, avea mare grijă ca să ajute biserica, ceea ce sigur putem să spunem că în mare parte s-a păstrat aceasta, s-a reluat prin faptul că și actualii edili orașul nostru, prin primarul care este și care sigur privește cu atenție cum se dezvoltă aici, cum decurge șantierul și cum se dorește să aibă o altă haină, o haină nouă acest monument. Revenind la biserică, biserica pe care o vedem, sigur, sunt consemnate toate etapele din parcurse în istorie. Ea a mai suferit intervenții, dar suprezirea actualului monument s-a făcut foarte profund în tremurul din 1977, când după el, prin legătatul Patriarh Teoctist, pe atunci mitropolit al Moldovii și Bucovii, Moldovii și Sucevii, cum se numea atunci,
s-au făcut pentru a se salva biserica, s-au făcut atunci intervenții de prima mână, ceea ce s-a putut face la timpul același cu materialele care erau atunci. Și amintesc, de exemplu, Turla Mare, pe care o vedem noi acum restaurată frumos, atunci a fost forfecată complet. Nu s-a reușit la restaurarea care a fost după, în anii 84-88, nu s-a reușit o consolidare profundă, o restaurare a la carte, așa cum cer cu adevărat toate standardele de restaurare a monumentelor istorice, dar s-a salvat pe moment și s-a putut da oarecare trăinicie monumentului pentru ca aici să se poată desfășura slujbe religioase. Și mai mult, scopul prefericitului legătatului Patriarh Teotist a fost acela de a deschide bisericile, pentru că biserica era în filie, se slujea o dată pe an, așa aici nu era o viață de parohie, încât ieșenii din Dacia, din Alexandru, erau arondați aici, veneau aici, aici era biserica lor. Și prin aceasta, oricum, putem considera ca un afront a acțiunilor pe care le întreprindea atunci conducerea comunistă de atunci, prin faptul că se căuta, se acoperie, se camufla bisericile, să nu se vadă, să se izoleze, cum de fapt și biserica Bărboi aici, și ea trebuia să fie lăsată să se distrugă, să se autodemoleze dacă se putea, și doar numai turnul de la intrare, atât trebuia să rămână și să se vadă din Târgul Cucului încolo, în rest nu se trebuia să nu se mai vadă nimic aici. Chiar cum privim aici, cu paralel cu linia de tramvai, trebuia să existe, așa a fost aprobat proiectul și s-a așteptat numai să înceapă lucrările, o lamă, un lanț de blocuri P plus 8, P plus 9, în care să nu se mai vadă absolut biserică. Așa era politica atunci. Deci, fostul patriarh Teotist a avut prin deschiderea Bisericii Bărboi în 88, a avut în vedere și acest fapt ca să ofere credincioșilor un loc de rugăciune. Revenind acum la biserica pe care ne stă în față și care, sigur, după restaurarea care s-a făcut atunci în 88, dintele vremii a lucrat mult și a subrezit, atât prin intemperii, cât și prin vibrațiile de la tramvai și prin construcțiile care s-au făcut, și mai mă refer la bursa de mărfuri, cu care știți că dumneavoastră sunteți mai tânără, dar ieșenii știu că m-am opus atunci când s-a construit bursa de mărfuri aici și chiar blocul Europa. Ne-am opus aici pentru că Iorga spunea că pe o suprafață de 500 de metri în jurul bisericilor nu aveți ce căuta cu târnacopul. Dar unde? Că aici nu s-a păstrat și nu s-a avut în vedere. De aceea, uitați, Europa e tot goală, e liberă, așa. Ne-au sufocat cu hotelul Europa, ne-au sufocat cu bursa de mărfuri care a subrezit foarte mult. Avem înregistrările, se făceau aici săpăturile și se bătea cu acel berbec palplanșele pentru a se face fundația și biserica vibra sus. M-am urcat pe biserică și m-am opus. Sigur, m-a ajutat oarecum presa atunci, dar m-a abandonat oarecare măsură. Și n-am reușit să, decât puțin, ca să reducem dimensiunea clădirii. Deci, vibrațiile tramvaiului, ceea ce a fost și altele, a făcut ca biserica să fie din ce în ce mai șubredă. Și vă spun că nu ne-am așteptat ca să o găsim în starea de șubrezenie, de ruperea structurii de rezistență. Și pentru că în proiectul care a fost făcut de Genesis și în partea de rezistență
înainte prin domnul Firtea, nu am crezut că o să găsim coloanele desfăcute. Adică baza coloanelor din interiorul bisericii, în loc să lucreze în monobloc, ele erau rupte. Încât când am schimbat marmura din biserică, am găsit o fisură de 10 cm care pleca de la ușa de intrare până la apsida altarului. Cât ține biserica așa în lungime și apoi și în lateral, pe lățime. Așadar s-a făcut prin felul în care a văzut, prin competența domnului Firtea, s-a realizat o consolidare foarte, foarte eficientă, încât biserica acum are o rezistență foarte puternică, foarte mare. S-a întărit temelia, s-a injectat cu mortar special, încât toată temelia este ca o masă puternică, ca o stâncă în care ține întregul edificiu. Iar coloanele sunt legate prin fier beton de 24, înfipt în baza de susținerea lor, încât atât partea de jos cât și partea de sus este foarte bine legată, ancorată, și avem certitudinea că s-a făcut o consolidare de înaltă calitate, care a dat viață și mai mult și sigur va putea face față la vibrațiile și la tot ceea ce va mai fi de acum înainte. Așadar, proiectul acesta european pe care noi am obținut ca să putem să consolidăm și să restaurăm biserica, ne-a ajutat enorm de mult și, sigur, mulțumim celor care ne-a ajutat, mulțumim Înalt Preasfințitului Mitropolit Teofan pentru sprijinul care ne l-a acordat prin desemnarea unei echipe de implementare a proiectului, care ne-a ajutat foarte mult. Cât suntem în grafic cu cele 48 de luni de la începerea lucrării, se sfârșesc în primăvară și cineva care a scris la o gazetă, nu-i dau numele, de aici, din Iași, a spus că nu suntem în grafic. Nu, suntem în grafic. Numai că n-a citit bine acolo că data, perioada începe de la cu ziua în care se încep lucrările, nu când care este înscris în proiectul mare pe care l-au făcut proiectanții. Deci atunci, acea perioadă se poate consemna și calcula cu adevărat dacă ai fost sau nu. Oarecum ne-a deranjat că a spus că nu suntem în grafic. Chiar suntem în grafic, dar m-a întrebat de ce e bine totdeauna să întrebi, să nu scrii fără să întrebi. Așadar, vrem să vă arătăm că ceea ce vedeți acum e perioada de iarnă, oricum ne rezumăm numai la lucrări interioare de finisare ce avem acum, pe lângă lucrări de intervenție, cum am spus, aceea de rezistență a temeliei a coloanelor, am mai întâmpinat acum cu pictura și sperăm să o rezolvăm și cu aceasta. Avem de viză proiectul făcut, intervențiile de urgență care sunt. Am reușit cu oarecum turnul să ducem spre final lucrările și așa cum vedeți s-a reușit să fie ceasul să funcționeze, să arate ora exactă, este legat la GPS, deci atât ceasul cât și clopotele, sunt clopotele noi, refăcute, restaurate, și însă și fațada turnului, așa cum arată, a fost curățată piatra, a fost chituită, toate rosturile au fost închise, hidrofobizat întreaga suprafață exterioară, apoi să nu mai vorbim de
consolidarea turnului, care a fost foarte interesant elaborată în proiectare, atât temelia, fundația, cât și întreaga clădire.